numele Domnului Iisus, deschidem programul copiilor cu cântarea 703. Toți copiii lași ce vină Iisus. Tatăl nostru care în cer, îți mulțumim pentru această zi, îți mulțumim că ești cu noi, Doamne, te rog, fii Tu în continuare cu noi, ajută-ne în săptămâna care urmează și fii Tu cu noi, Doamne. Ioane, suparipa Ta ocrotitoare și păzește-ne, Doamne, ajută-ne ca acest program să fie bun și să nu ne încurcăm. Ia-ne Tu toate emoțiile și aruncă-ne-le în pustiu. În numele Domnului să Te aruncat. Amin. Amin. Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit în casa lui Dumnezeu în această seară. În după-amiaza aceasta vom asculta mesajul lui Dumnezeu nu din gura unui pastor sau unui prezbiter, ci avem aici o armată de mici predicatori. Poate că mulți dintre noi gândim că am ajuns la un anumit nivel de cunoștință, dar cred că dacă suntem atenți în seara aceasta, avem ocazia să plecăm mai bogați de aici. Aș dori să dau citire unui pasaj din Căminul Adventist de la pagina 490, unde spune așa: în scenele finale ale istoriei acestui pământ, mulți dintre acești copii și tineri îi vor uimi pe oameni cu mărturia lor de partea adevărului, care va fi prezentată simplu și totuși cu spirit și putere. În viitorul apropiat, mulți copii vor fi luați în stăpânire de Duhul lui Dumnezeu și vor face lucrarea de proclamare a adevărului, care în acel timp nu va putea fi făcută de membrii mai vârstnici ai bisericii. De aceea, biserica trebuie să simtă o povară pentru miei turmei. Copiii să fie educați și instruiți să lucreze pentru Domnul. Mă rog ca Domnul să binecuvânteze acești copii și acest program să fie făcut spre slava Lui. Amin. Amin.
Înălaț, Iisus ne trimite să ducem vestea în zbor, că iubirea sa cuprinde pe toți nepătrinile lor. Case, Domnul Fimul de saltă nobil caracter, fie spartă către cer. Când în familie sunteți model și adevărul vestiți cu zel, ca și Noah, Adam sau Elisei, voi sunteți martorii mei. Vreau să vă povestesc astăzi despre un băiețel, așa ca mine sau cum sunt prietenii mei de lângă mine. Se numește Samuel. Într-o zi, mama lui l-a dus la templu pentru ca preotul Eli să-l învețe cum să caute calea Domnului. Așa și pe noi, părinții noștri le aduc la biserică sâmbătă de sâmbătă, pentru ca noi să învățăm mai multe despre calea cea bună a Domnului. Așa cum Samuel era bucuros să facă tot felul de lucruri pentru Dumnezeu, așa și noi, chiar dacă suntem mici, trebuie să facem ceva pentru El. Așa cum Samuel a auzit glasul Domnului noaptea, și noi trebuie să vorbim ascultători de părinți și să răspundem Domnului că vorbește, Doamne, că și robul tău ascultă. Samuel a fost plăcut lui Dumnezeu, de aceea și noi să ne rugăm să fim plăcuți lui. Amin. Samuel, Dumnezeu caută astăzi copii tine și atunci care să stea înaintea lui și să audă zilnic vocea lui ca și Samuel. Chiar de când a fost dus de mama sa la templu, preotul Eli a încredințat lucrări în slujba Domnului potrivit cu capacitatea lui. Lucrările a început foarte modeste și nu întotdeauna plăcute. Samuel a deplinit că s-a putut el de bine și cu o inimă voiasă. El a fost gata chiar în miez de noapte să audă ceea ce Dumnezeu vrea să-i spună. Vorbește, Doamne, că slăbul tău ascultă. De aceea
El a ales să îndeplinească o mare lucrare pentru Israel. Unul ca preot și judecător este poporul evreu. 1 Samuel 7:15. Samuel a fost judecător în Israel în tot timpul vieții lui. Să fie și noi gata astăzi să auzim ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună urmând de exemplu lui Samuel. Amin. Amin. Dacă vă uitați într-o oglindă, ce vedeți? Când ne uităm la noi sau la alții, avem tendința să vedem doar exteriorul. Dar haideți să vedem cum se uită și Domnul la noi. În 1 Samuel 16:7 se spune: Domnul nu se uită la ceea ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Sunteți bucuroși că Domnul poate vedea și interiorul? Oamenii petrec mult timp încercând să-și aranjeze exteriorul, dar ceea ce contează cu adevărat este interiorul. Oricât de mult am încercat să ne aranjăm interiorul, noi nu putem, doar Iisus poate. Să ne rugăm Domnului să vedem în noi și în alții ceea ce vede El. Amin. Amin. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Se povestește că un om avea 2 fii și s-a dus la primul și i-a zis: fiule, vrei să mă ajuți la vie pentru că drumul ne-a binecuvântat cu o recoltă bogată și încă mai e mult de lucru și eu nu mă pot descurca singur. Vrei să mă ajuți la vie? Și acel fiu a spus: nu, tată, azi am întâlnire cu prietenii. Îmi pare rău, nu pot să te ajut. În urmă i-a părut rău băiatului și s-a dus. Neștiind tatăl, s-a dus la următorul mai mic și i-a zis: fiule, vrei să mă ajuți la vie pentru că Domnul ne-a binecuvântat cu o recoltă bogată și anul acesta eu nu mă pot descurca singur la treabă. Vrei să mă ajuți la vie? Da, tata, zice el mic, cu mare plăcere, dar nu s-a dus. Acum, care dintre cei 2 fii credeți că a făcut bine? Primul sau al doilea? Poate că părinții voștri nu au vie, dar există multe lucruri de făcut în fiecare casă. Să duci gunoiul, să ștergi praful, să-ți faci cura prin cameră, să ajungi la aranjarea mesei. Răspunsul care trebuie să-l răspunzi este: da, mamă, da, tată, voi face lucrul acesta pentru că vă iubesc și vreau ca Domnul să mă ajute să spun întotdeauna: da, mamă, da, tată, voi face lucrul acesta cu mare plăcere. Domnul să vă ajute, copii, să nu mințiți. Amin. Amin. Nu, să nu spui niciodată când te cheamă Dumnezeu. În slujirea devotată să-i răspuns cu da mereu. Iată, mă răspund fierbinte oriunde voi pleca, să mă ajut de azi înainte, totdeauna să spun da. Ca să faci ucenicie nu e nici umil, nici greu. Dacă vrei să ajungi ilustru, precum e maestrul tău, ca apostoli pe vremuri, noi pe Domnul vom urma cu ardoare pretutindeni, răspândind solia sa.
pacea Domnului. În Matei 5:5 scrie: ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Blândețea nu este o moștenire pe care o primim de la părinți sau de la bunici. Și nimeni nu se naște blând. În Cartea Numeri 12:3 citim însă despre Moise că a fost un om blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Deci Moise nu s-a născut un om blând. Ne amintim cum a făcut el față primului conflict dintre un egiptean și un evreu, la care a luat parte. Cum, neputându-se stăpâni, a scos sabia și a ucis pe egiptean. El a dobândit blândețea cât a fost păstor în pustie, la scutul oilor, nașița soarelui, ca străin fără de țară, fără nimeni din casa sau familia lui în jurul lui. Dar a încercat-o și a desăvârșit-o în mijlocul fraților lui de atâtea ori. Blândețea lui Moise a fost o blândețe foarte încercată de către întreg poporul Israel, care părăsise țara Egiptului. În Galateni 5 scrie că blândețea este una din roadele Duhului Sfânt pe care o moștenim cu toții de la fratele nostru mai mare, Iisus Hristos. Mesajul acestui text este că să fii blând și răbdător nu e deloc ușor, dar cu Dumnezeu totul este posibil. Aș vrea ca Domnul și, de ce nu, chiar și oamenii să spună și despre mine că sunt blând și răbdător. N-aș vrea să se spună și despre voi același lucru. Amin. Doamne, noi dorim ca Moise să slujim și să fim mai tăi copii și să ieșim fernice. Odată un om necredincios a întrebat pe un copil sărac care ieșea dintr-o biserică: ce ai învățat tu astăzi la biserică? Băiatul a răspuns: am învățat că Dumnezeu este iubire. Dacă e adevărat ce spui, de ce n-a trimis Dumnezeu pe cineva să-ți dea ceva de mâncare și o haină mai bună? După o clipă de gândire, copilul a răspuns: cred că Dumnezeu a trimis pe cineva, dar acel a uitat. Haideți să privim la textul în Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Singur acest text ne spune că Tatăl nostru este foarte bun, dar ne mai spune ceva despre Iisus, fratele meu și al dumneavoastră. Ne spune că și el este bun și ne iubește foarte mult. Ce s-ar fi întâmplat dacă Domnul Iisus ar fi uitat să vină? Poate că acum am fi așteptat nu a doua venire, ci prima. Îți mulțumesc, Iisuse, că n-ai uitat să fii la prima ta venire. Ajută-ne pe toți din această sală să nu uităm să mergem la cei care ne așteaptă. Amin. Preotul anglican Frederick Ferrar era un prieten apropiat al reginei Victoria a Angliei. Într-o împrejurare, el a relatat o conversație cu maestatea sa după ce aceasta ascultase o cuvântare plină de putere la capela palatului despre revenirea lui Isus. Mișcată profund de predică, ea a mărturisit: oh, cât de mult aș vrea ca Domnul să vină în timpul vieții mele! Când a întrebat-o de ce doare atât de mult acest lucru, cu fața strălucitoare, cu o adâncă emoție, ea a spus: fiindcă îmi doresc nespus de mult să-mi așez coroana vieții mele la picioare sale sfinte.
o manifestare triumfătoare plină de entuziasm și de ardoare va străbate întregul univers atunci când Iisus va reveni pe pământ ca și împărat. Te gândești și tu să așezi coroana vieții tale la picioarele împăratului Iisus? Amin. Astăzi am să vă povestesc ceva despre Iosif. În Geneza 37:9 spuneți: Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis: am mai visat un vis, soarele, luna și pământul și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. Iosif a făcut o mare greșeală spunând asta, pentru că frații lui a devenit o ură și mai mare și astfel el a ajuns într-o groapă și a fost vândut în Egipt. Și el a îndurat foarte multe lucruri grele în Egipt. A fost pus în închisoare, a fost pus în închisoare, a îndurat foarte multe lucruri grele, pentru că a fost pus în închisoare, a muncit, a făcut o grămadă de lucruri, dar Dumnezeu nu l-a părăsit și nici el pe Dumnezeu. Așa că vă rog frumos să luați exemplul lui Iosif, pentru că el a ajuns al doilea după Faraon și fiți și voi ca el. Amin. Cas Iosif când cura, vreau mereu în mirosmat. Barfum cere să fiu pentru Domnul vrenic fiu. Să cunoască toți că eu aparțin lui Dumnezeu. Iacov 5:15. Rugăciunea făcută cu credință va tămădui pe cel bolnav. Viața aici pe pământ este grea nu doar pentru noi cei mari, ci pentru noi cei mici. Am observat că cele mai mari probleme pe care le avem cu toții sunt cele legate de sănătate. Și pe noi și pe dumneavoastră vă doare capul uneori. Și pe noi și pe dumneavoastră vă doboară gripa. Lista este lungă, dar mă opresc aici, pentru că vreau să vă atrag atenția asupra unui terț pe care poate l-am uitat și noi și dumneavoastră. Când citim terțul, ni se pare de necrezut. Poate vindeca un bolnav o pastilă, o injecție sau o intervenție chirurgicală. Dar cum se vindece credința? Credința nu este pastilă. Sau poate că este. Un copil pe nume David s-a tăiat la un picior în capacul ruginit al unui cutii de conservă. În câteva zile, piciorul s-a amenințat și s-a infectat. Părinții îl duc la doctor. După examinarea atentă, doctorul recomandă amputarea piciorului. Părinții au ales să-i spună și lui David despre perspectiva sumbră. Copilul a început să se gândească cum ar fi viața fără să alerge, fără să se joace. Atunci, posibil văzând dorința copilului de a-și păstra piciorul, doctor revine asupra deciziei. Toată familia s-a rugat pentru vindecarea lui David. Bănuiți ce s-a întâmplat? Dumnezeu le-a răspuns rugăciunilor lor. Mai târziu, David a legat ca înainte. Anii au mai trecut, iar cel care a condamnat să stea toată viața în căruți a devenit general al armatelor americane și mai târziu președinte al Statelor Unite. Dumnezeu este cel mai mare medic. Deși credința nu este o pastilă, este cea mai bună pastilă. Este bună pentru dureri de cap și de stomac. Este bună și pentru iertarea păcatelor și iertarea și pentru primirea vieții veșnice. Să nu colim niciodată pe marele medic și nici pastila credinței pe care el o recomandă. Amin. Pavel a iubit Scriptura, Timotei o cunoștea pentru ei învățătura, pâinea zilnică era. Doamne, ajută-ne și nouă să citim cu Mântul Sfânt, să trăim o viață nouă cât vom fi pe acest pământ. Amin.
Când s-a văzut stăpâna peste țară, Estera, în loc să se îngânfe, a devenit misionară. I-a postit și s-a rugat și s-a mijlocit pentru popor. Credința ei și viața ei aleasă a făcut împărăteasă. Vreau să fiu o esteră. Acum aș vrea cu sala să cântăm ultimele două strofe. Pe urmă, prima strofă vom cânta canon. Da? O să împărțim sala în două. Haideți! Creiat să am credință și să trec prin orice greu. Totul este cu acum să împărțim sala în două. Eu o să cânt cu partea din dreapta mea și Corina cu partea a doua, din stânga. Prima strofă, da? Haideți. Și copiii cu prima parte, da? Haideți. Sunt creiat să fiu iubire, Dumnezeu e Tatăl meu și cu acum încă o dată strofa întâi de două ori în canon, da? Haideți! Sunt creiat să fiu iubire, Dumnezeu e Tatăl meu și curând în nemurire voi fi cu El mereu. Sunt creiat să fiu iubire, curând în nemurire voi fi
pacea Domnului! Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te opri nici la stânga, nici la dreapta și ferește-te de rău. Proverbe 4:26-27. Este mai ușor să eviți căderea decât să te ridici. În viața spirituală este o scară periculoasă. Are trepte bune și altele șubrede. Depinde pe ce trepte urci mai des. Nu trebuie să ne bazăm pe propriile noastre puteri. Încrederea în Dumnezeu este vitală. De multe ori suntem dezamăgiți de ceea ce ni se întâmplă dacă nu îl luăm pe Dumnezeu cu noi. Viața de credință are asemenea tentații când spunem: hai să încerc și eu odată. Dar fiecare gând, fiecare compromis, fiecare păcat, cu bună știință, reprezintă un pas în jos. Să nu ne mințim crezând că ne vom putea opri. Forța de gravitație a păcatului ne trage în jos, mărim viteza noastră în cădere. Soluția este să pășim cu grijă astfel încât să nu o luăm la vale. Amin. Pacea Domnului. Dumnezeu caută copii, tineri și adulți care sunt atinși de dragostea Tatălui Ceresc și nu se mai îngrijorează de nimic. Nu le este frică de diavol sau de oamenii răi, nici de situațiile grele, pentru că se încred deplin în Dumnezeu, ca și David. Goliat era un om de temut. El voia să se lupte cu cineva din poporul lui Saul. David, cu o încredere mare în Dumnezeu, s-a încumetat să se lupte cu Goliat. El a refuzat armele și armura oferite de Saul. Chiar dacă nu știa să se lupte, David avea un Dumnezeu puternic care îl ajuta în orice situație. Toți îl ironizau, dar el spera că va reuși cu ajutorul Domnului să iasă biruitor din luptă. Da, Dumnezeu vrea astfel de oameni, nu doar unul sau 7.000. El are nevoie de oricât de mulți vor răspunde chemării sale, de a sta la spărtura, chiar cu prețul vieții. Haideți să fim și noi ca David. Amin. Să fiu ca David, în tolba misiunii mele, să am de potrivă de vitejie și iubire pietricele, să le pun în praștea credinței, să cadă goliații pe câmpul de bătălie ca niște paie și să se aștearnă pacea ca un senin albastru după ploaie. Aș vrea să fiu ca David, să spun tuturor a Domnului iubire. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Proverbe 20:11. În familia mea se folosesc multe unelte la curățenie, mari și mici, ca de exemplu aspiratorul, mopul, fărașul și mătura. Dar știți care este unealta cea mai importantă? Mănușa de șters praful. Ați văzut vreodată o casă fără praful șters? Și v-a plăcut? În mâna mea, această mănușă ajută la finalizarea curățeniei în casă, ceea ce nu se poate face cu aspiratorul sau mopul. Dacă îl lași pe Dumnezeu să te ia în mâna lui, ca pe o mănușă de șters praful, vei fi de mare ajutor și el își va face lucrarea prin tine. Așa cum mănușa șterge praful, așa și Iisus ne șterge nouă păcatele. Haideți ca și noi să iertăm greșelile semenilor noștri. Haideți ca oriunde mergem să ștergem praful tristeții, durerii și singurătății, aceleia lipsit de iubire și prietenie. Vreți să facem acest lucru? Yeah.
În această după-amiază mi-am dat seama că pot să ies la pensie anticipată. Are cine să-mi ia locul? Și dacă uneori e mai greu să-i convingi pe cei mai mari să deschidă cuvântul și să predice, în această după-amiază am avut o dovadă elocventă că biserica este în mâini bune, în mâinile lui Dumnezeu, și Dumnezeu, dacă cei mari se dau înapoi, îi ridică pe cei mici. Aș vrea să vă mulțumesc, copii, pentru această după-amiază frumoasă în care voi ați înălțat cuvântul lui Dumnezeu și v-ați străduit ca prin prezentările voastre, mai mari sau mai mici, să lăudați pe Domnul. Mai ai ceva de spus? Era rândul tău? Nu? A, închiderea. Mai stai puțin, că mai durează. Mai stai puțin. Acum ce să faci? Să prind și eu locul, nu? Aș vrea ca să vă ofer ceva. Instructoarele voastre le-au pregătit și membrii comitetului au vrut ca să lase și ei un semn de apreciere. Veți primi aceia care v-ați pregătit și ați predicat câte un semn de apreciere și le spuneam celor care au semnat. De fiecare dată când veți pune semnătura pe o diplomă, așezați-o cu dragoste. Pentru că fiecare semnătură, majoritatea sunt indescifrabile, reprezintă cineva care se gândește la voi și care sunt convins că se roagă pentru voi și poate se vor strădui să vă și încurajeze. Deși nu absolut toți copiii au reușit să parcurgă etapa aceasta a pregătirii pentru predicare, sper ca fiecare dintre cei care s-au pregătit să fie mulțumitor lui Dumnezeu pentru darul pe care l-au primit. Și o să-i chem pe toți cei care au diplomele scrise aici și sper să nu ratez pe vreunul, nici n-am cum că sunt puse una peste alta. O să-l invit pe Manase Horia. Domnul să te binecuvinteze, Horia, și să fii un predicator al Domnului Iisus Hristos. Și tu vrei? Super! Foarte bine! Așa că ridică-te în picioare, Conu Marc, și pentru tine, Domnul să te binecuvinteze, să fii un predicator pentru Domnul Iisus, da? Ia să vedem. Așa, Daniel, vino și tu, că ai ridicat mâna, da? Așa, dar sus, te vadă oamenii, lucă aici, așa, mai sus, așa. Așa. Domnul să te binecuvinteze. Și uite, ai predicat frumos, să predici în continuare pentru Domnul Iisus. Și Alesia, ia să te vedem și pe tine, vino și tu să te vedem. Vreau să te felicit și pe tine, ai predicat foarte frumos. Și uite aici, ai o diplomă de la surorile instructoare. Ia să vedem. David, pe cine mai avem aici? Tot deci David, unde este? Este aici. Ai predicat foarte frumos. Domnul să te binecuvinteze, data viitoare de la 11 la 12. Da? Hai că vă vine și rândul vostru, dar să le iau pe rând, dar ești până ai primit, pe foaie. Stoica Robert. Domnul să te binecuvinteze, aici o diplomă pentru micul predicator. Carina Proș. Domnul să te binecuvinteze, de aici diploma ta de la micul predicator. Oprică Mihail. Domnul să te binecuvinteze, să fiu predicator pentru Domnul Iisus. Roș Fabian. Să binecuvinteze Domnul să predici întotdeauna pentru Domnul Iisus. L-am cunoscut pe bunicul tău, sau de fapt e străbunicul, străbunicul. Predica extraordinar. Și dacă astăzi sunt ceva, sunt și datorită. Niță Rahela. Rahela. Să ai binecuvântarea de la Dumnezeu și Domnul Iisus să fie Cel pe care să-L predici întotdeauna. Mihalcea Daniel. Dani. Cel mai mare dintre cei mici. Domnul să te facă mare în împărăția lui Daniel. Aceasta este diploma ta. Moise Ana. Nu este Elsa, este Ana. Cei care nu știți despre ce e vorba, o să înțelegeți când o să aveți fete. Domnul să te binecuvinteze, Ana, și să fii un predicator al Domnului Iisus Hristos. Și întotdeauna să fie curățit. Dintre cei care... Da, cu mănușa de șters praful. Păi n-ați reținut? Dintre cei care au participat la micul predicator, cam acestea au fost diplomele, dar acum, în încheiere, mai avem o
domnișoară care trece de la o etapă la alta, la școala de sabat. O cunoașteți? O să o invit pe Daria, care e îmbrăcată ca o miresucă. Daria face un pas mai înainte, s-a făcut din ce în ce mai mare. La ce grup ai fost tu, Daria? Nu la școală. La școala de sabat. Ai fost la grupa grădiniță și la ce grupă vrei să mergi? Vrei să mergi la grupa primară, dacă vorbea acum la microfon, auzei. Uite, surorile de la școala de sabat au făcut o diplomă specială. Când termin clasa 0, termin odată cu ea și grupa grădiniță. Domnul să te binecuvinteze. Bine, așa să fie, dacă zici tu. Pentru Domnul? Sau nu? Pentru Iisus? Cu bucurie. Dragi copii, unii dintre voi n-ați primit o diplomă de la micul predicator, nu, dar pentru data viitoare și cei care nu v-ați pregătit cu o mică predică, o să predicați și o să primiți cu toții diplome de la micul predicator, însă fiecare dintre voi are pregătit ceva la sfârșitul programului, așa, normal, ceva pregătit, dar mai aveți puțin timp de răbdare. Iar pentru dumneavoastră, dragi părinți, pentru că și eu să mă încadrez în categoria părinților, aș vrea să vă spun ceva. Uneori noi, ca părinți, suntem foarte ocupați. Deși pare ciudat, și eu sunt destul de ocupat. Însă cea mai importantă investiție pe care o putem face pe pământul acesta este investiția în copiii noștri. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să investim copiii noștri. Amin. Copiilor cu cântarea 335 își predau întreaga viață. Yeah.
Tată, prin meritele Domnului Hristos și îți mulțumim pentru ziua aceasta de sabat. Și îți mulțumim pentru fiecare dintre copilașii aceștia care în această după-amiază au venit înaintea Ta. Binecuvintează-i pe fiecare în parte. Binecuvintează milioarele lor cu dragoste pentru Tine. Binecuvintează familiile lor. Și, Doamne, lucrează în fiecare casă pentru ca atmosfera cerului să fie creată acolo. Crește-i, Doamne, frumos pe acești copii pentru slava Lui Tău. Și învață-ne și pe noi, părinții și cei care suntem lângă ei, să-i conducem într-o atitudine frumoasă, plină de dragoste pentru înțelegerea cuvântului. Fă din fiecare dintre ei mesageri și martori ai împărăției Tale și prin cuvântul Tău ajută-i să fie vestitori ai împărăției în fiecare zi. Acum, la încheierea acestui program, cerem călăuzirea Ta în săptămâna în care vom intra și ajută-ne să ne bucurăm de umblarea cu Tine în fiecare zi,